Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Peste următoarea informare transmisă de agențiile de presă, primăria sectorului 4 anunță că poliția locală a oprit de la începutul anului 139 de autovehicule care aveau o înălțime mai mare de 3 metri și jumătate, iar șoferii voiau să intre în pasajul Unirii. De unde? Ați analizăm aceste date. Deci, dincolo de cei care au apucat să intre. Da. Au fost doar câteva incidente. Știți că am vorbit de multe ori. Primăria a negat, s-a zbătut, s-a dat cu picioarele pe jos, a zis că n-au modificat nicio înălțime, aceeași înălțime, și că șoferii brusc sunt împiți. Și se lovesc că nu citesc indicatorul de 3 metri și jumătate. Dar după ce au fost mai multe incidente, poate că cei care au trecut prin centrul Bucureștiului, pe la Unirea, pe acolo, au observat că la capetele pasajelor sunt posturi de poliție locală, sunt polițiști locali care se uită în zare după mașini mai înalte. Așa, da, mai au pus o mașină de poliție acolo, nu știu ce ne-l face o cașcarabetă de asta, măcar să... Se uită, zici că vin apașii sau ceva, știi, se uită, să-mi vină indienii și sunt vigilenți. Da, cum văd un indian care apare pe un cal mai înalt, pac, indian înalt, da, îl trag pe dreapta. Bun, deci rezultă așa, au oprit 139 de mașini care se înțelege că dacă n-ar fi fost polițiștii vigilenți să oprească apașii înalți, ar fi înfundat pasajul. S-ar fi înfipt în, de ce am fi avut, hai, nu 139, dar 138, 137 de accidente, tot am fi avut noroc cu polițiștii de la locală, care și-au avut datoria și au salvat pasajul. Dar înainte de reabilitarea pasajului, nu era poliție locală pe acolo. Nu stăteau în față și se întâmpla câte un incident de ăsta odată la 6 ani, la 7 ani. Se subînțelege că apașii cu mașini mai mari de 3 metri jumătate, care nu erau opriți de poliția locală, circulau pe acolo și nu se întâmpla nimic. Deci ce s-a schimbat, vă rog? S-a pus neoane. Deci ce s-a schimbat? S-a pus neoane în jos. Dacă primăria, nu înțeleg, din această dilemă nu putem ieși. Dacă, pe de-o parte, primăria susține că nu a dat mai jos plafonul și, doi, poliția locală a oprit 139 de mașini cu înălțimi mai mari de 3 metri jumate care se pregăteau să intre în pasaj. Sunt ăștia aventurieri sinucigași care vor să... Și ei au apărut toți de la 1 ianuarie, adică numai anul ăsta? De când au prins de veste că e ceva în neregulă acolo. Da. Le place tavanul fals. Da. Bă, dar de ce nu admit? Pasajul e la fel, să știi, tavanul fals încurcă. Da, de ce nu recunosc? Dom'le, am făcut o tâmpenie. Acum trebuie să ținem poliția locală. La ce e folosită poliția locală în orașul București? De ce plătim noi oamenii ăștia? Să păzească o gaură, da, că aia e acolo. Înțeleg. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.